Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Dragi și iubiți credincioși, dragi telespectatori, după ce am petrecut cu emoție timpul sfânt al postului, după ce am început săptămâna sfântă a iubirii lui Iisus față de noi, iată-ne ajuns acum la momentul triumfului lui Hristos. Vinerea Mare a trecut. Iisus nu mai rămâne în mormânt. Iisus iese victorios. Iisus se prezintă înaintea apostolilor și a ucenicilor și a femeilor sfinte cu un mesaj de curaj. După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și celălaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată, a fost un cutremur mare. Îngerul Domnului a coborât din cer. S-a apropiat și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpadă. De frică, paznicii s-au cutremurat și au rămas ca morți. Îngerul, în schimb, luând cuvântul, le-a spus femeilor: nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat, după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a fost pus. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: a înviat din morți și iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui. Și iată, Iisus însuși le-a ieșit în întâmpinare și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și l-au adorat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. E Paștele, e momentul când Iisus iese biruitor din mormânt, când se îndreaptă spre ucenicii săi, spre femeile sfinte, când se îndreaptă spre toți. Acum celebrăm și trăim acest moment, chiar dacă el s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Iisus, ieșind din mormânt, învind din morți, nu mai moarte. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui. El aduce lumii un mesaj, un mesaj de încredere, un mesaj de iubire, un mesaj de speranță. Învierea Domnului a fost pentru noi, pentru ca noi să putem să ne înălțăm cu El în slava Părintelui Ceresc. Iată ce însemnează sărbătoarea mare a Paștelui, sărbătoarea sărbătorilor, triumful lui Hristos, victoria Lui, pentru noi și pentru încurajarea noastră. Ne bucurăm să trăim acum, în acest an 2016, această sărbătoare și să o trăim așa cum au trăit-o ucenicii, care întâlnindu-L s-au bucurat, care au avut această mare, mare bucurie a întâlnirii cu Cel care nu i-a înșelat, cu Cel care este viu și rămâne cu ei până la sfârșitul viacurilor. Ne bucurăm că ne vorbește nouă astăzi Iisus și vorbește întregii lumi și cheamă pe toți la această încredere și bucurie. El este Dumnezeul nostru, El ne aduce nouă iubirea Părintelui Ceresc, El ne face să ne umplem de adevărată speranță. Paștele este sărbătoarea vieții, sărbătoarea victoriei, sărbătoarea speranței, sărbătoarea încrederii. Cu aceste cuvinte
ne îndreptăm într-un chip deosebit în această zi sfântă spre toți cei care celebrează astăzi Sfânta Înviere, spre toți cei care cred în El, spre toți credincioșii noștri, dar ne îndreptăm și spre toți cei care au speranța în Hristos, că El venind la noi, nu rămâne în mormânt, învie, se înalță, dorind să ne înalțe și pe noi. Ne bucurăm să-i stăm alături, să ne împărtășim din această milostivire pe care El ne-a adus, din această iubire. Și în acest sens spunem tuturor credincioșilor noștri, tuturor celor care se pregătesc să-L întâlnească pe El înviat. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din mominte viață dăruindu-le. Sărbători fericite! Bucurie de la Cel care este în mijlocul nostru și rămâne cu noi. Lăudat să fie Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.